Bună seara, dragii mei! Bună seara! Să rămână! Îmi face plăcere că acceptați invitația noastră de fiecare dată și mă bucură lucrul acesta și sper să nu vă dezamăgim în acest sezon. Nu aveți să vedem? Hai, copilul Denis, hai repede! Sunt super mulțumit de cum a lucrat pentru acest tantăr. Toată lumea a avut un element și nu i-a lăsat până n-a fost așa. Astăzi este ziua în care îmi pot împlini visul. Mai sunt câțiva pași. Hai. Eu zic că toți avem șanse egale. Depinde de jurați. Sunt prietenii noștri, dar în același timp sunt foarte drastici. Acum sper să ne nimerim pe gust, pentru că dacă nu nimerești pe gust, degeaba faci tu o farfurie frumoasă și gustoasă. Aripioare de pui, Saint-Jacques, ton. E de bine, arată bine. Am să vă rog să trageți prima farfurie în fața voastră. Și vă doresc poftă bună. Am gustat odată, o știm. Are pioare cu Saint-Jacques și cu... E aceeași. A fost cea mai bună farfurie la un duel. O combinație la care eu unul nu m-am gândit niciodată în viața mea. Asta pare un pic cam gătit ăsta. Aia e bun. Toate cam micuțe și un pic cam prea gătite. E posibil să aibă o problemă. Poate dacă... că îi lipsește un pic de acrelă. Da, asta vreau să zic. Atunci, atunci mai era multă, un pic mai fresh, așa mai... Avea un gust mai prietenos. Noi am lăudat această farfurie la nesfârșit. De ce? Să nu-l aude și ceilalți 11 jurați. The quail, it was very, very nice how it was seasoned and breaded with panko. It was nice and crispy. It was perfectly cooked. Mulțumesc frumos! I think it's something with fish. No, it's a carrot base, but it tastes like fish. The spice what they put in there, that's a little bit different. Problema. Când gătești Saint-Jacques, trebuie să fie impecabile. Saint-Jacques e un produs foarte fin și trebuie făcut foarte puțin ca să rămâie foarte suplu, gustos, pentru că dacă faci prea mult, e cauciucat. E o problemă. Acum am să vă rog să treceți la următoarea farfurie, la cea din mijloc, da? Da, la cea colorată. Ton marinat, da? Deci după cum e tăiat și cum e, și apare puțin gătit că s-a marinat de la lămâie, de la ceapă se ia, și că seamănă cu sashimi și ăștia. Se pare o alegere riscantă. Starter bun, gustos, dar nu foarte lucrat, nu foarte muncit. Nu cred că și-a dorit să lucreze prea mult, pentru că nici n-are cu cine. Și Maria a lucrat foarte bine farfuria, a montat-o frumos. Mi-a plăcut foarte tare gustul salatei din farfurie. Ăla a fost senzațional, a completat tot tonul ăla. It's the freshness that I like in tuna. La a doua farfurie mi-a plăcut foarte mult prospețimea. Detalii de asemenea și aici au fost, ca și gust. Pentru mine a fost o surpriză plăcută. Prefer o farfurie mare, nelucrată și mai mult gust, mai intens aromele. Mie m-a plăcut. Eu am o vorba la Antonio. Se moare ca ei mei. Ce cauta capero aia lângă o marinata superbă care ai făcut la fileaua de pește? Următoarea farfurie. Nu este sus de vară. Uite, de asta am pus foarte puțin. Deci nu știu de ce, că ăsta trebuie să fie așa mai mult pe fund, să fie, să vadă rozul ăla mult, așa. Saint-Jacques-ul gătit perfect. Aș fi preferat mai mult sos. Bă, dacă prima era în sensul în care ziceai tu puțin, asta cum e? E tot acolo.
senzațională la gust. Prea minimalistă, prea micuță. E puternică la gust, e mai pământie, așa, te lovește cu gust, e mai pământită. Și aia un pic mai dulceagă, așa, mai frăși un pic. Care a reușit să aducă Saint-Jacques-ul din gusturile acelea proaspete mediteraneene într-o zonă unde Saint-Jacques-ul se regăsește și mai bine. Un gust brut de ciupercă, de varză proaspătă, dulce. Sincer, eu n-aș băga trufe cu Saint-Jacques, nu știu de ce, dar eu nu aș băga. Mie îmi plac oamenii îndrăzniți. Trufe cu Saint-Jacques, trufe albe, wow, cool. Saint-Jacques a fost perfect, trufele pe gustul meu, îmbinate, pe mine m-au impresionat. When we come to a final, don't give me a scallops, which is pan-fried. It's a fashion. But in overall, it is really a big improvement for previous seasons. I think it's going to be something nice and interesting.